Deci prin ce trecem noi azi, acest șantaj, creșterea prețurilor de 4 ori, recuperarea pretensiilor datorii, iată, fix prin asta a trecut Ucraina în 2014. Atunci, în aprilie, Gazprom a ridicat prețul gazelor pentru Ucraina de la 270 dolari la 485. Da, aproape de două ori. Uh-huh. Și-a amintit brusc că este o datorie la gaz de 2,2 miliarde de dolari. Numai că peste 5 ani au pierdut și au mai plătit aproape 3 miliarde. Da? Asta e altă întrebare. Deci asta nu e o noutate. Moscova aplică același scenariu de șantaj atunci când la guvernare este un partid care are altă orientare. Nu vrea un regim totalitar, vrea o dezvoltare democratică a țării. Așa. Acum, cine oferă nouă astăzi Moscova? Deci ei ne spun că iaca, propunem un preț de piață și reducere de 25%. Traducem asta, aș plus recuperarea datoriilor, evident, pretensiilor. Traducem asta în cifre. Prețul de piață, de fapt, e prețul de bursă, speculativ. Cam vreo 1000 dolari pe 1000 de metri cub. Aplicăm reducerea, ne coborâm la 750. Bun. Adăugăm datoria. 700 de milioane, împărțim la 3 ani, ies cam vreo 270 de milioane pe an. La consumul de gaz, asta e încă 270 de dolari pe 1000 de metri cub. 270 cu 750, cât ieșim? 1020 dolari. Ia ca ce oferă adică Gazprom. Prețul de piață. Azi, da. Deja azi, eu m-am uitat, prețurile la bursă au scăzut la 950 de dolari. Ce alternativă avem noi? Hai să socotim și să vedem împreună ce e mai bine. Pentru noiembrie și decembrie vom fi nevoiți să luăm la prețurile spot, la prețurile de bursă. Acum ele sunt în jur de 950-1000 dolari, văd că tendința este scobare. Termoelectrica a fost trecută la păcură. Păcura e mult mai ieftină, cam în jumătate. Deci și termoelectrica consumă cam vreo 30% din volumele de gaz. Deci îmi trebuie cu 30% mai puțin gaz scump. Pe 2022, poftim, ofertele, prețul gazului pe 2022, pe întreg anul, deja e 620 dolari. Deci începând cu ianuarie, noi putem să luăm mult mai ieftin. Și atunci nu are rost să mergi pe oferta Gazpromului, pentru că ea nu e competitivă. Noi pe piața europeană luăm mai ieftin. Dar de ce mai mergem atunci la Moscova? Scopul nostru este să obținem un contract cu prețul după formula anterioară, legat de prețul la petrol. Înțeleg, dar după acea formulă, noi am fi primit gaz acum la prețul 214 dolari.